Consilierii locali s-au întrunit astăzi în ședința ordinară pentru a aproba mai multe proiecte de pe ordinea de zi. Punctele abordate și votate astăzi aduc în prim plan dezvoltarea municipiului. Astfel au fost aprobate proiectele în ceea ce privește reabilitarea a două parcări, reabilitarea bazei sportive a Colegiului Tehnic Decebal, reabilitarea unor drumuri, încheierea protocolului pentru primirea fostului Institut Sfânta Maria, în care funcționează Colegiul Tehnic Decebal, și alte puncte de mare interes. Consilierii locale ai municipiului Drobeta Turnu Severin s-au reunit în ședință ordinară pentru a dezbate mai multe proiecte importante pentru comunitate. Toate cele 28 de proiecte aflate pe ordinea de zi au primit votul aleșilor locali. Avizează Comisia Buget Finanțe, Juridică, Urbanism, Discuții, cine este pentru, împotrivă, abțineri, unanimitate. Astfel, în cadrul ședinței au fost dezbătute proiecte referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea parcării Strada Migdalului și parcarea Gura Văii, zona blocuri, reabilitarea bazei sportive de la Colegiul Tehnic Decebal, reabilitarea drumurilor Schela Cladovei și Dudașul Schelei și multe altele. Aș evidenția în primul rând faptul că astăzi am debarat procedura de achiziție, de licitație pentru două zone importante din oraș, vorbim de zona Migdalului, undeva între Cicero și Toamnei, și în Gura Văi, două licitații care vor prinde reabilitare parcări în zona respectivă, trotuare, căi de acces, spații verzi, atât în cartierul din Gura Văi, cât și în zona Migdalului din Turnul Severin, zona Cicero. Erau necesare aceste investiții, oamenii le așteaptă de mult. Să sperăm că ne vom înțelege și cu cei de la gaze să fie în spatele nostru, eventual să ne sprijine să aducă gazul, dacă nu, măcar să ne lase pe noi să facem lucrul acesta. Am mai avut astăzi pe ordinea de zi câteva puncte prin care cei care locuiesc în zona Anele și-au manifestat intenția de a cumpăra. Legea le permite acest lucru. În rest, lucruri care țin de munca noastră a primăriei aduc în discuție și faptul că o parte din proiectele pe care le avem în momentul acesta necesită reevaluare și guvernul a venit și ne-a sprijinit ajutându-i pe cei care construiesc, mărindu-le puțin valoarea investiției. Știți foarte bine, toate s-au mărit în ziua de astăzi, de la asfalt, beton, fier, și atunci guvernul a venit și i-a sprijinit pe cei care lucrează în momentul acesta printr-o ordonanță de urgență. Discutam acum un an și ceva de faptul că încep să crească prețul materialelor de construcție. Din păcate, aproape s-au dublat și acum suntem obligați atât noi, primăria, cât și guvernul, să venim și să adăugăm bani la investițiile inițiale. Vreau să demarez o procedură de lucru, de discuție cu Guvernul României, să cumpărăm partea care a fost cedată unei congregații de maici. Din câte înțeleg, ei sunt dispuși și pregătiți să vândă. Noi nu avem încă banii necesari, dar poate cu ajutorul guvernului, pentru că s-a mai întâmplat în țară, să ne sprijine să cumpărăm la loc liceul de ceva, la o parte. Cealaltă parte am introdus PNDL 2, într-o zonă de reabilitare, terenul de sport, sălile care n-au intrat, care n-au fost cedate, au fost introduse în reabilitare, iar acum, astăzi, am aprobat aceiași parametri să mărim zona de preț pentru materialele care au crescut. Deci venim și sprijinim constructorul. Alte proiecte de hotărâre care au fost aprobate au fost reprezentate de modificarea organigramei și a statului de funcție a Palatului Culturii Teodor Costescu, vânzarea mai multor locuințe de tip ANL, concesionarea unor suprafețe de teren și achiziționarea unui microbuz nepoluant în scop comunitar în comuna Gogoșu, județul Mehedinți.